Pune la nivel de jurnalism înalt al revistei Regal Literar și în domeniul acțiunilor culturale despre care vorbeam, menționez și nu fără interes veți vedea faptul că este secretarul Forumului Cultural Brâncoveniana. Aici se desfășoară foarte multe simpozioane cu lucrări importante, susținute de nume importante și faptul că s-a implicat fiind un foarte bun coordonator, e nevoie totdeauna de un manager care să știe de unde încep lucrurile și cum anume trebuie duse la bun sfârșit și le asume. Și a avut acest curaj să intre în arena de impunere, de referință, de a ieși în evidență, arena culturală. Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru această posibilitate de a aduce Regalul Literar în atenția mai multor autori și cititori. Da, eu am fost destul de îndrăzneț să aleg să-mi asum această denumire și sper ca proiectul Regal Literar să satisfacă nevoia omului de Regal Literar. Proiectul își propune să facă distinția dintre literatura care se face din pasiune și cea care apare prin inspirație. Mulți autori contemporani pun foarte mult preț pe pasiune. Astăzi, chiar dezvoltându-se, chiar o ideologie literară pasională, care slujește propriul intelect. Poezi, ne vorbesc despre muze, călăuze, revelații, inspirații, ceea ce face omul să depășească firea. Dar astăzi vedem autori care afirmă, de exemplu, eu nu cred în inspirație, ci în pasiune. Cu alte cuvinte, nici pe rațiune nu mă bazez, ci pe instinct. Și așa, prin comoditatea aceasta a întrebării care nu primește răspuns, un răspuns concret și nu primește un sens, omul care dorește să fie poet își răspunde singur din socoteala lui, din această comoditate de a fi sau a nu fi, validându-și patimile, chiar potențându-și patimile, făcându-i și pe alții să rezoneze cu ele din această comoditate și închinare la sine sau la un idol. Aceștia uită sau nu înțeleg, cum spune părintele Sorin Bute, că valorile și iubirea nu se pot extrage din voia proprie a omului sau din filozofia sa. Cele sunt revelate din relația personală cu Dumnezeu cel viu. Avem atâtea exemple care trebuie să ne facă să ne gândim ce este poezia, cum poate fi considerată. Nikita Stănescu spune că fundamentul artei este inspirația. Fără fulger nu poate exista fulger. Deci ne amăgim pe noi înșine prin aceste pasiuni și pe alții, slab, ca să zicem așa, și se face o ideologie din ideea de a citi. Dar ce să citim fără discernământ? Cum putem să ajungem la adevăr și să afirmăm că ceva este frumos? Frumosul, ca să poată fi considerat, trebuie să provină din adevăr. Într-adevăr, da. Și Regal Literar reușește să meargă pe această linie. Am văzut că sunt publicați oameni de înaltă valoare culturală, începând cu președintele Academiei, cu distinsul profesor universitar, doctor președinte al Academiei, Aurel Pop. Poeți de înaltă ținută sunt prezenți în paginile acestui gen de publicație care unește și reunește inspirația, cum spuneai, cu cuvântul poetic. Aveți un proiect care acum e în plină desfășurare și, de fapt, despre acest lucru aș vrea să spui câteva, eu știu, detalii. Sigur că da. Avem mai multe proiecte prin Regal Literar și asta ne vă punem. Avem premiile Regal Literar. Suntem deja deschiși
la nominalizări de ceva vreme și așteptăm foarte multe, deja am primit foarte multe nominalizări din țară, de la cărțile apărute în perioada ianuarie 2021 și martie 2022, cărora noi le vom oferi premii de excelență ca să putem face această distincție. Această distincție dintre literatura, cum spuneam, care a început să apară din foarte multă pasiune, dezvoltându-se această ideologie fără sens și delirantă, ca să-i spunem așa, și literatura din inspirație și care continuă idealul nostru, acesta revelat și care nu se poate extrage din înțelepciunea noastră umană și care a fost revelat de 2000 de ani și foarte concret. Pentru că altfel nu ne putem îndrepta către ceva, ci vom fi ai nimănui. Literatura tocmai asta își propune. Și atunci nu trebuie să evităm sensul literaturii. Mi-amintesc acum de poetul Adrian Artene și jurnalistul Adrian Artene, care zice foarte frumos într-o poezie care este și recitată de către regretatul Ion Dichiseanu: nu vei afla vreodată că nici poeții nu mai au cuvinte, că versul fără rimă e vorbă fără minte. Și atâtea mărturisiri de la poeții autentici care pun accent pe acest lucru, care iau împreună muzica, cuvântul și neapărat ritmul, care trimit la originea și sensul artei și anunță riscul și pericolul de a-și îngropa nevoia de sens, punând foarte mult accent pe trăirea clipei din prezent, pe instinct și pe pofte. Da, da, o întreagă pledoarie în favoarea poeziei de calitate și a talentului, ca să sintetizăm. Deci se așteaptă premiile Regal Literar pentru cărțile numeroase care au fost publicate chiar în pandemie și totodată știu că mai este un proiect care mie îmi sună foarte bine și aș vrea să-l facem cunoscut așa în câteva coordonate, că nu se poate descrie totul, desigur. Da, Regal Literar se bucură de o colaborare foarte frumoasă cu Societatea Scriitorilor Târgovișteni și cu alte uniuni de creație, ca și Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Și avem și anul acesta Forumul Național Cultural Brâncoveniana, care își propune să păstreze memoria triumfală a brâncovenilor, să perpetueze aceste valori și acest sens, dar în același timp promovându-i și pe autori. Asta avem concursul de poezie creștină și patriotică sub crucea Sfântului Matie Constantin Brâncoveanu. Așteptăm să primim materiale din toată țara, deja am primit câteva, dar perioada de înscriere este deschisă până la 10 iulie. Și mai avem simpozionul Constantin Brâncoveanu și moștenirea sa, unde se vor comunica diferite lucrări științifice pe această temă. Toate poeziile premiate și materialele științifice bune, ca să le spunem așa, sau foarte bune, vor fi incluse într-o antologie a evenimentului Reverberații Brâncovenești, care o să apară la editura Biblioteca sub coordonarea Cenacului Literar George Coandă. Adică foarte tânăr, când spui 20 de ani, 21 de ani, deja crezi că omul e în formare, dar iată, Claudiu este deja un intelectual format, un poet care poate să spună mult și un muzician admirabil. Sigur că ai un șir de proiecte, așa cum ai spus. Sigur că asta înseamnă muncă, implicare,
ordonare, că fără ordonare și fără perseverență nu se poate, și la final, iată, vin și succesele. Poate vorbim într-o convorbire tot așa telefonică atunci când va urma simpozionul despre care spui și sigur vom încerca să facem și pentru premianții de la Regal Literar o publicitate atât cât pe calea undelor poate fi recepționată de cei interesați. Știi că nu foarte multă lume mai ascultă astăzi radioul sau dacă ascultă, ascultă doar un anume gen de emisiuni care sunt mai ușor de reținut și de abordat. Și tu tot ceea ce faci dovedești, da, cultura rezistă. Da, prin cultură putem rezista și noi. Am putea încheia această convorbire cu câteva versuri semnate de Claudiu Dumitrache? Sigur că da, putem. Eu o să vă recit câteva versuri din poezia Gaze. Gaze pe care am publicat-o în volumul Boemia unui mort în 2018, când eram și eu la început, dar îmi dau seama acum că poezia, de fapt, atunci când a fost scrisă, nu a fost scrisă înțelegând ce eu scriam. Acum îmi înțeleg poezia, ca să spun așa. Ascultă! Prin aceste straturi de gaze am trecut prin diferite faze. Și am început să scriu pe copaci, morți ce vor putrezi în saci. E destul de trist să știu, copacii se fac sicriu, iar unde mă botez viu, mă trec și spre albăstriu. Dacă ar fi existat agarta, dacă s-ar fi schimbat harta, atunci l-aș căuta pe amor să te înțepe, să plecăm. Nu mai vreau un homosferă, mă simt străin, mă simt hienă. Vreau măcar un pic de vint, să mă bucur, să mă sting. Foarte frumoasă poezie, nici n-ai crede că e scrisă la cât aveai, 18 ani atunci. Funzimea și problematica raportului cu universul e foarte, foarte interesantă. Noi îți mulțumim foarte mult pentru...